Apariția acestor insecte purtătoare ale virusului periculos este favorizată de umezeală generată de precipitațiile abundente din acest an și de temperaturile ridicate. Medicii au început să se pregătească pentru eventualele cazuri de infecție cu West Nile. Pentru a asigura analizele de laborator specifice și asistența medicală necesară pentru tratarea acestora. În foarte multe cazuri, adică în majoritatea cazurilor, peste 70% din cazuri, înțepătura, chiar dacă transmite acest virus, rămâne fără simptome clinice. Într-un număr mai mic de cazuri, această boală, infecția cu virusul West Nile, se manifestă clinic și se traduce cel mai des prin meningită sau encefalită. Adică, dacă ar fi să ne referim strict la ce simte pacientul, este vorba de febră, este vorba de dureri de cap și vărsături. Persoanele care au peste 15 ani și prezintă simptome precum febră, dureri de cap, vărsături sau orice alte semne ale afectării sistemului nervos, e bine să se prezinte cât mai repede la spital pentru a fi diagnosticate și tratate din timp. S-a primit deja o atenționare din partea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică ca toate persoanele care au o vârstă de peste 15 ani, în momentul în care prezintă aceste simptome, să recoltăm produse patologice specifice pentru identificarea prezenței virusului West Nile. Specialiștii recomandă ca în această perioadă să nu plecăm în vacanțe sau să stăm în aer liber fără să utilizăm loțiune de protecție contra dăunătorilor și să purtăm haine cât mai adecvate pentru a ne feri de înțepăturile acestora. Trebuie să nu ne înțepeți în țari, adică să mergem în zone pe cât posibil controlate și aici am văzut că așa zonele urbane, ca să spun așa, deja au luat măsuri în acest sens autoritățile locale, iar dacă mergem în zone care prezintă un risc, în care țânțarii nu au putut fi îndepărtați, atunci sigur trebuie să avem soluții, să avem spray-uri, pentru ca pe cât posibil să încercăm să ferim nu numai adulții, dar și copiii. Conform ultimei raportări a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în sezonul 2018 s-au înregistrat 277 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în toată țara, iar 42 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a unor complicații cauzate de acesta.